Alo? Saltare cu energie! Asta voiam, asta voiam. Eu sunt... Mai durează, mai stai calm, îți fac eu semn. Eu sunt Teodor de Mare, ce preferați? Teodor de Mare sau Baia Mare? Voi nu înțelegeți, sunteți bătrâni. Așa. Și o să trebuiască să fac glume. E foarte greu să faci glume. Așa mi-a zis Sebi Besoiu. Mai e Sebi în sală? Nu. Pentru că eu trebuia inițial să prezint cu Sebi, dar toată lumea știe că cei pe negru e mai ieftin. Și ne-am scos așa. Mircea. Dar asta cu cei pe negru e mai ieftin e cu dus și întors. Pentru că prezența mea și a Bianca Mihai se simte pe factură. În sensul că ne trebuie mai multă lumină. Și nu mai multă lumină ca să strălucim, că strălucim destul. M-a dat Bianca cu ceva scripici. Dar în sensul ca să ne vedem. Bine, eu oricum cu Bianca mă văd, dar nu așa să știți și voi. Așa, încă am puține emoții pentru că n-am mai făcut stand-up pe scena Teatrului George Ciprian de la finala de anul trecut. Deci vreau încă un rând de aplauze, mai ales că am rămas mai puțin. Și încă un rând de aplauze pentru bandul Arată Artă, care e clasa noastră muncitoare. Așa alintăm noi aici, au avut 2 săptămâni de foc. Fiecare zi câte 3-4 ore, Ștef zicând prostii. E foarte greu de suportat. Da, gata cu astea. Aveam de făcut roast concurenților, dar ce să mai zic de Laura Melo după ce am trimis-o în semifinală? Și așa că ne concentrăm pe ce e aici. Sau, de fapt, vreau să vorbesc întâi despre concursul care a strâns atât de mulți buzoieni în seara asta. Eurovision. Glumesc, voiam să vorbesc despre... Arată! Am crezut că ați uitat, mi-am dat seama că nu e numai Maria Grosaru în public. Scuze. Mi-a spus, n-o spune că mă supăr. Te-ai supărat? S-a supărat. Așa și în seara asta avem demonstrația că Arată Artă s-a reinventat. Măcar singur, dacă Mircea Anghel nu reușește niciodată. Voiam să zic că avem 3 jurați, dar mai avem și tobe căzătoare și multe altele. 3 jurați, care în teorie se numește eficientizare, în practică se numește sărăcie. Și o să vorbesc un pic despre fiecare. Începem cu Ștefania, în primul rând, la mulți ani. Și la mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor, pentru că nu prea s-a zis în seara asta, am fost niște porci, toți băieții care am vorbit la acest microfon, adică eu și Mircea, numai că eu am vorbit mai puțin, cât am avut ocazia în timpul crizei de suicid lui Mircea, nu știm ce s-a întâmplat, dar acum putem să spunem despre Ștefania. Ștefania, nu știu dacă v-am zis vreodată, dar noi când ne ducem să bem cu Ștefania, zici că facem simulare de cutremur, ne bagă pe tot sub masă. Da? Urmează una deșteaptă, o glumă, nu Ștefania. Nu ne entuziasmăm așa. Mulțumesc, încă o dată. Așa. Deci vreau să mă urmăriți cu atenție. Știu că sunteți obosiți și eu sunt obosit, sper că o zic bine. Deci, se spune că dacă mănânci foarte, foarte picant, dar foarte, foarte picant, la un moment dat ajungi să-ți pierzi gusturile. Până aici ok, da? Vara trecută, când m-am întors din vacanță din India, m-am uitat la toate spectacolele tale, Ștefania. Eu am un câine, se numește Bobiță, m-am prins cu el prin București și am zis, mamă, să mă duc și eu la Ștefania, pentru că ne-am împrietenit așa după Arată Artă. Mi-a făcut ea un mesaj foarte drăguț de la mulți ani, o pup. Deci, acum mă întorc. Și am zis, hai că mă duc la Ștefania cu Bobiță, am sunat-o, m-am dus la ea, nu i-am zis de cățel, când a aflat că e cățel, a ieșit din apartament, a ieșit din bloc și m-a dat afară. Nu știam că nu mai ai voie cu animalele la circ. Ștefania Cărcu, de când a intrat la Master Chef? De când a intrat la Master Ștefania și aplauze, pentru că a intrat cu notă, nu cu bani.
Bine, Denis. Ce s-a întâmplat? Urmezi și tu, stai calm. De când a intrat Ștefania la master, s-a oprit din a fi influenceriță. Probabil și-a dat seama că are prea multă școală ca să mai urmeze cineva. Ăsta e rost pentru public, ați reacționat bine, dar puteți să râdeți la fel de tare ca Ștefania. Te pup, Ștefania, încă o dată la mulți ani, dar ne mutăm puțin mai la stânga Ștefaniei și mai la dreapta mea, pentru că urmează Denis și urmează și PowerPoint-ul, dacă se poate, să ne conectăm cu HDMI. Nu o să vadă extrem de bine tot, pentru că este freza lui Ștef Boricianu în... Da, și toba, și cinelele, și tot. Poți să le dai jos, că am mai văzut. Așa, așteptăm puțin. Denis este un actor foarte bun, așa scrie pe pagina lui de Facebook. În schimb, mi se pare un om foarte dubios pe rețelele de socializare. Și o să o demonstrez în... apăsați pe prezentați sau intrați în, la Microsoft acolo jos și cred că am deschis încă o ferestruică, care e direct tot proiectul în full screen. N-am bani de licență, așa că am făcut pe Google Prezi. Așa, bravo. Ne grăbim? Nu. S-aude bine? Măcar acum. Și cred că există și butonul de full screen acolo, dar nu neapărat. Oricum, când intrați la Denis pe pagină, vedeți, Denis Imbrescu lucrează la kickboxing din Caransebeș. Slide-ul următor, vă rog. Dacă nu merge, dai din butonel. Se mai întâmplă, nimeni nu-i perfect, nici... Dă-i întâi pe full screen și după aia merge și săgetuța. Hai mă, eu să vă învăț. Așa, și apoi merge săgetuța. Deci, Denis Imbrescu deocamdată lucrează la kickboxing și e din Caransebeș. Cu citatul de viață, nu știu dacă se vede, dar e Life will kill you. Poza următoare, te rog. Mai degrabă să biusă la ce față de cămătar ai în poza de profil, Denis. Mai vrei? Ok. Nu apăsăm încă pe nimic, pentru că la o mai amănunțită cercetare putem observa o afiliere foarte ciudată la 27 iulie 2017 între Denis Imbrescu și organizația teroristă Slide Omanid. Azi n-ați văzut foarte bine, am vrut să rămâneți cu imaginea asta în minte, vă rog, slide următor. Și încă o dată, încă o dată, asta e. Excelent. Organizația teroristă Omadin n-a mai făcut de mult victime în Europa. League. Dar ce râdeți mă, că dacă lucra la busunarul lui tati, clar era stelist. Denis de la kickboxing din amovistul nostru. Dar nu m-am oprit aici, am mai mers pe profilul lui Denis. Slide-ul următor. Vedem postul de la 6 februarie, ora 22:54 de minute. Nu cred în astrologie, cred în simfonii. Sunt zodia Mi minor. Ok, ok. Stai, Ștefania, că putem continua. Ne ducem pe slide-ul următor și vedem că Denis are 3868 de prieteni. Slide-ul următor. 3 plus 8 plus 6 plus 8 dă 25. Făcând suma cifrelor în continuare, slide-ul următor. 2 plus 5 dă 7. 7 ani de pușcărie, Denis, dacă mai zici pe Facebook că te identifici cu zodia Mi minor. Adică nu prea mă pricep eu la game, dar sunt sigur că găsești ceva major. Puteți să mă deconectați și să-l conectați pe Denis la aparate și o să continuăm, o să ne mutăm, vezi că o să te strângă puțin, așa, o să ne mutăm puțin și o să vorbesc cu minunata, incredibila, inegalabila,
Făptura de-a cărei glas m-am îndrăgostit în prima secundă în care am auzit-o cântând. Bianca Mihai, poți să-mi spui cine se află pe cel de-al treilea scaun? A, da, prost eu. Foarte prost, pentru că e Larisa Mihăieș. Clar. Larisa, Doamne, cât de mult te-ai schimbat. Văd că ai învățat chiar să-ți vopsești și sprâncenele. Și fie vorba între noi, am auzit că ai învățat și să cânți între timp. Doamnelor și domnilor, eu mă Dalina Pavel și vreau aplauze! Dacă vă întrebați cine e Mădălina Pavel, să știți că nu sunteți singurii. Sunt mult mai mulți. Da. E cea care a primit de la voi nebunilor 250 de mesaje la Back to School și vă mulțumesc foarte mult că ați reușit să faceți asta. Dacă vă aplaudați acum, sunt aplauzele voastre. Mădălina a crezut atunci că i s-a spart contul de Instagram, dar fie vorba între noi, nu ești atât de important încât să spargă cineva contul de Instagram. Da? E jurat la Arată Arta, asta e sigur, confirmă că nu ești importantă. Da. Nu știu să mai zicem de Mădălina. Ce nu știți voi este că Mădălina și Mircea au luat masa în oraș înainte de Arată Arta. Bine, mai mult a cărat Mădălina. Mircea e regizor, a zis că dă doar indicații. Am zis, o zic, să nu o zic, hai că o zic, acum ce să fac. Mădălina, te las în pace, pentru că nu vreau și tu să plângi de la început. Mai avem multe seri, foarte multe seri. Și vreau multă energie și îmi recapăt și eu energia, pentru că a fost o zi lungă pentru minunatul creatorul conceptului Arată Artă, Mircea Anghe! Mi-am revenit și eu, în caz de nu știați, dar știați pentru că s-a lăudat Mircea cu treaba asta. Mircea Anghel a făcut preselecții pentru Arată Artă, deci n-a intrat direct în audiții, s-au făcut preselecții, probabil ca să-și amintească de toate momentele în care n-a intrat la facultate. Noi aici la Arată Artă ne ghidăm după o vorbă, o vorbă preferată de Mircea, a opta oară-i cu noroc. Ne iese de fiecare dată. Păcat că avem doar 7 seri, uite, de concurs. Nici nu mi-am dat seama. Ne iese bine la anul ăsta, e? Da. Ce mai voiam să zic eu despre Mircea? Mircea, știi ce e mai mișto decât să faci o facultate în 4 ani? Să faci una în nici 20. Este excelent. N-ați prins-o, Doamne? Îmi pare rău. A căzut iar sunetul, îmi pare rău. Nu e vina mea. Nu mai repet, suntem toți obosiți. Ne ducem puțin mai departe. Mircea. Mi-am uitat gluma, îți dai seama, nu mă așteptam să nu se râde. Eu după fiecare moment se râdea puțin, îmi aminteam ce urma să zic. Urmează să... E bine, încă puțin? Da, perfect. Așa, mi-am amintit. Nu știu dacă știți, dar e o cioacă pe cutiile de Lego, scrie de la 3 la 99 de ani. Au pus o plăcuță de asta la intrare la unei ATC în caz de vrea Mircea să dea la master. Și în încheiere, tocmai am folosit cuvântul cioacă, cuvânt care mi-a fost interzis la Arată Artă, dar... Acum îl voi defini, îl voi explica, pentru că există două tipuri de cioacă și apoi nu o să-l mai folosesc toată ediția. Și dacă îl folosesc, o să-mi primesc cel mai mare cucu și apoi voi răspundeți. Baia! Și apoi baia! Și apoi arată! Baia! Perfect, foarte bine, suntem bine. Așa. Și anume că cioacă este, odată ce am făcut eu puțin mai devreme, adică poante, pot să folosim sinonimia cuvântului poantă, dar mai există și un tip de cioacă pe care îl facem eu și Mircea. Care, în teorie, înseamnă să iei un lucru mic, să iei un lucru mic care poate să însemne ceva, poate să nu însemne ceva, dar vrei tu să însemne ceva și să-l crești. Să-l crești, ai o viziune, tu știi unde te duci, tu știi că e un final acolo, oamenii te ajută. La un moment dat se crește atât de mult, în teorie, lucrul ăla mic pentru care tu ai muncit și ai construit atât de mult, încât tu poți să-ți iei mâna, construiești, te umplă mai departe, atingi un catarsis, atingi, și am învățat cuvântul ăsta inteligent, nu mă întreba ce înseamnă, așa, și în teorie e foarte bine, lucrul ăla mic crește, să duce sus.
în practică, poate combinăm și noi ceva, Mircea. Eu am fost Teodor Gavrilă.